Salutare, Armata Hodl! În video de azi o să vă arăt 6 metode prin care poți identifica un rug pull. Un rug pull este pur și simplu o țeapă, sunt acele proiecte în care bagi bani și după 2, 3, 4 zile, 5 zile, o săptămână fug cu banii tăi. Așa că acest videoclip te va ajuta, mai ales dacă ești la început în piața cripto, să identifici cât de cât acele proiecte, deși nu există o garanție totală. Am avut, de exemplu, proiecte care au fost foarte bune, foarte solide. Uite, a fost Terra Luna, a fost FTX. Nimeni nu s-a așteptat ca ele să dea țeapă, să existe vreo țeapă, să existe ceva ilegal acolo. Nu îndeplineau niciunul dintre aceste 6 puncte, dar chiar și așa au fugit cu bani. Adică scammerii, dacă vor să-ți ia banii să fugă cu ei, o vor face într-un final. Tocmai de aceea, pe lângă aceste 6 puncte, ar fi important să înveți și să diversifici. Diversificarea este foarte importantă. Chiar te rog să te uiți la acest video care l-am făcut aici pe YouTube. Pentru că vei învăța că diversificarea te va ajuta să ții cât de cât banii în siguranță, neinvestind toți banii care iai într-un singur proiect. Așa, acum hai să începem cu cele 6 metode. Prima metodă, dacă developerii sunt anonimi. Dacă te uiți la un proiect și nu știi cine este în spatele echipei, deja asta ar trebui să fie primul semn de întrebare. Dar asta nu înseamnă că dacă developerii sunt anonimi, nu vor să-și arate identitatea, proiectul în sine este o țeapă sau un scam. Uite, de exemplu, avem PancakeSwap, proiect a cărui echipă este anonimă, dar proiectul în sine este unul bun, solid. Însă deja ăsta ar trebui să fie primul semn de întrebare. Al doilea punct la care să te uiți, dacă are sau nu lichiditatea blocată. Dacă nu are lichiditatea blocată, înseamnă că developerii, în orice moment dat, pot să retragă banii din lichiditate și să fugă cu ei. De obicei, proiectele care sunt vechi pe piață deja au lichiditatea deblocată. Însă proiectele noi, dacă vezi un proiect nou care nici nu s-a lansat sau urmează să se lanseze sau s-a lansat de o zi, două și nu are lichiditatea blocată, deja asta ar trebui să te facă să fugi. E normal, am zis-o, pentru proiectele care sunt mai vechi, care au mai mult de 6 luni sau un an, să aibă lichiditatea deblocată, pentru că așa se procedează în general. Lichiditatea se blochează la început pentru 6 luni, un an sau 2 ani în unele cazuri. Dar dacă vezi, de exemplu, un proiect care este în primele 3 zile și nu are lichiditatea blocată, fugi de el. Al treilea aspect la care să te uiți, dacă există în contract o funcție care blochează vânzările. Poți să faci asta folosindu-te de acest video. Te va învăța cum să faci o analiză inițială cu token sniffer. Eu cel puțin așa fac, mă uit cu acea unealtă, mă uit să văd dacă un proiect are o funcție în smart contract care le dă lor posibilitatea să blocheze vânzările. Deci dacă ai întâlnit un proiect care îndeplinește cele 3 criterii, nici nu trebuie să te mai uiți la restul, ia și fugi. Un alt lucru care ar trebui să dea semnale de alarmă este punctul 4. Dacă au existat urcări masive în preț, știți voi, genul ăla de lumânare, fără ca acel proiect să aibă mulți holderi. Și este ușor de aflat câți holderi are un proiect, este ușor de verificat asta și trebuie să o faci. Și de exemplu, dacă acel proiect a avut o creștere masivă de preț, dar te uiți la holder și vezi că au doar 200, 300, 400 de holderi, ăsta este încă un semn rău. Înseamnă că cei din echipă sau investitorii inițial sau poate există un grup de pump and dump vor să pompeze proiectul sus, să te facă să intri, să te atragă, să intri, să bagi banii și după aceea vor face un dump masiv. Al cincelea lucru care ar trebui să te facă să spui semne de întrebare e dacă există dobânzi la staking foarte mari, cum am scris aici în punctul 5. Deja dacă vezi un proiect care oferă un APR, un API la staking de peste 300, 400, 500, 600%, 1000%, 10.000%, să fugi de acel proiect. Ceva nu e bine, nu au cum să susțină, nu e sustenabil să susții un asemenea procentaj de staking. Nu ai de unde, fizic, nu ai de unde să scoți acei bani necesari continuu. Poate că susții o săptămână, două, trei, o lună, dar să o faci pe perioade lungi, nu ai cum să susții asemenea proiect. Iar punctul 6 este strâns legat de punctul 3. Așa poți afla dacă există o funcție în contract. Am zis-o, poți să afli și cu token sniffer. Dar asta e metoda cea mai sigură, să afli dacă există vulnerabilități în contract, dacă există, de exemplu, funcții care blochează vânzarea sau dacă există taxe ascunse sau ceva de genul. Trebuie să te uiți dacă are audit și dacă are, să studiezi. Astea sunt cele șase metode care te vor ajuta într-un fel sau altul să identifici un rug pull. Dar am zis-o mai devreme, am zis-o la început, nu ai garanția totală, nici chiar dacă găsești un proiect care să nu îndeplinească aceste criterii, care să pară sigur, care să aibă echipă fantastică, fenomenală, poți să dea țeapă. Dacă vor să fugă cu banii, o pot face.
Nu există protecție totală în cripto, trebuie să recunoaștem, însă există metode prin care îți poți diminua riscul, diversificarea fiind unul dintre o cercetare în prealabilă, cum am făcut acel video cu Token Sniffer, sau căutând aceste puncte, dacă un proiect are aceste vulnerabilități. Putem să ne diminuăm riscul, dar în niciun caz nu putem fi 100% protejați. Mulțumesc, sper că acest video v-a fost de folos și dacă vreți să vorbim despre cripto, vă aștept pe grupul de Telegram Armata HODL, de asemenea pe site-ul nostru armatahodl.com. Numai bine!